Eu nu pot să trăiesc fără libertate, nu pot să fiu artist. N-am mai făcut nimic în pandemie, n-am mai scris un vers, n-am mai scris o piesă. Au scris colegii mei, dar eu nu mă interesează să scriu atâta vreme cât sunt pus într-o colivie. Nu pot. Acum da, încep să-mi revin, dar ca idee, bă, libertatea copiii ăștia nu știu ce înseamnă. Pentru ei e mai important telefonul ăsta, pentru noi nu exista chestia asta. Pentru noi libertatea, faptul că nu puteam să ieșim din România, că nu puteam să ne spunem o părere pe vremea lui Ceaușescu, hai să fim serioși, că astăzi erai, mâine te luau unul și te arunca la canal și așa mai departe. Pentru mine astea înseamnă mult mai mult decât toate computerele, toată media asta și așa mai departe. Nu pot să tac.